Elevii de clasa 9 de la Liceul Tehnic Lorin Sălăgean s-au întors în timp, mai exact în Grecia Antică. S-a muncit din greu pentru momentele ce au făcut deliciul publicului. Organizatorii au spus că după pauza îndelungată din lumea spectacolului, evenimentul a fost unul la înălțime. Pentru elevii Liceului Tehnic Lorin Sălăgean, anul acesta a fost unul special. După o pauză din lumea spectacolului, aceștia au pus pe scena Palatului Culturii Teodor Costescu un show de zile mari, care le-a oferit celor prezenți o frumoasă călătorie în lumea Greciei antice. Având în vedere că balul nu s-a mai făcut de o perioadă de 5 ani, a fost cred că dificil. Fetele nu au avut pregătire la început absolut deloc, dar pe parcurs au prins-o. Și chiar mă bucur că a ieșit atât de bine. Am pus toți suflet, trup în tot ce a ieșit aici. Fetele s-au descurcat admirabil și am reușit să punem un spectacol foarte frumos în scenă. Toți profesorii și spectatorii au fost foarte mulțumiți de spectacol. Cea mai bună a câștigat și eu le felicit pe toate pentru că toate au muncit. Cu emoții mari, concurentele au pășit pe scenă și le-au demonstrat celor prezenți că sunt demne să primească titlul de Miss Boboc. La finalul evenimentului, Andreea Hantea a fost desemnată mare câștigătoare. Concurenta cu numărul 5! A fost destul de greu să mă pregătesc, dar am avut sprijin și am avut ajutor din partea colegilor care m-au ajutat și, sincer, nu mă așteptam, pentru că au fost momente poate mult mai bune ca ale mele și nu mă așteptam chiar la locul 1. După spectacol, tinerii au sărbătorit reușita într-un cadru restrâns.